30 de ascensoare vechi de peste 40 de ani vor fi schimbate pe altele noi și moderne. Cel puțin așa promit autoritățile municipale. În general, situația la acest capitol este destul de gravă, deoarece aproape 2000 de lifturi din capitală au termenul de exploatare depășit. Pentru a scăpa de cele mai vechi dintre ele, au fost alocate 25 de milioane de lei din bugetul municipal. Costul unui lift poate să ajungă și la 700 de mii de lei. Primele în lista de așteptare sunt ascensoarele din blocurile de locuit de pe Bulevardul Moscovei, din sectorul Râșcani. Această doamnă spune că vârsta nu-i mai permite să urce 10 de trepte, astfel atunci când se întâmplă ca liftul să nu meargă, ea apelează la serviciile specializate ca să-l repare. Uneori însă este nevoită să aștepte și mai mult de jumătate de oră până specialiștii răspund la solicitare. Пешком нет, я живу на 11 этаже, туда пойдете, 75 лет мне это. Pe aceeași adresă, la scara a doua, ascensorul are o vechime de peste 45 de ani. Locatarii spun că liftul iese frecvent din funcțiune, iar oamenii sunt nevoiți să urce 10 de scări ori să aștepte până vin specialiștii să-l repare. Здесь одни уже старые, обслуживаются редко. Все-таки бывает, что они застревают, и люди иногда звонят и какое-то время пребывают в лифте. Да, ши и не рапид. В 10 минут и спилок, ши фар. Это всем надо? Да, да, и сын ши номер де телефоне, ши сигнал тот ловит. Да, нормально. Dacă în anii precedenți erau modernizate sau schimbate până la 15 ascensoare, în acest an numărul aproape s-a dublat. Din cele 30 incluse pe listă, prioritare vor avea cele cu o vechime de peste 40 de ani. Noile ascensoare vor fi moderne pe bază de microprocesoare, mai econome cu cel puțin 40% la capitolul consumului de energie. Din 30 de ascensoare care au fost incluse în listă, mare majoritate, 15 în sector botanic. Sector botanic e cel mai vechi ascensoare îți găsesc. Aici, la sectorul Râșcani, în fiecare sector undeva 5-6 ascensoare. Noi în Chișinău avem 10 firme care se ocupă, mare majoritate se ocupă cu deservire, însă sunt 3-4 firme care se ocupă numai cu montarea ascensoare. Demontarea, montarea, în blocurile astea nouă. Până acum, anual, pentru lucrările de întreținere a ascensoarelor din capitală din bugetul municipal erau alocați bani pentru reparația a 10-15 ascensoare, în funcție de vechimea acestora. Termenul de exploatare a unui ascensor este de 25 de ani. După asta, ele trebuie să fie schimbate. Lucrările de înlocuire a celor 30 de ascensoare vor dura aproximativ jumătate de an.